Imaginați-vă un popor a cărui descendență nu e neapărat clară. Un popor de 200.000 de oameni, adică de cam 6 ori populația țării Monaco, deși ei nu au țară, dar au avut, numai că acea țară a durat 5 zile, un popor care se identifică cu turcii, 3 granițe mai încolo de Turcia și cumva din punct de vedere cultural sunt bulgari, dar sunt rusificați ca la carte, ei folosind alfabetul chirilic. Mamă, dar nu înțeleg nimic. Adună toate chestiile astea, așează-le în mijlocul Moldovei și obții exact ce e în spatele meu. Găgăuzia. Borders into the former Soviet Union. To work on increasing the quality of life of our people. O locație de-a dreptul dificilă de înțeles. Repet, un popor a cărui descendență nu e neapărat clară, adică nici măcar ei nu știu exact de unde se trag, dar sunt câteva teorii despre care o să vorbim în acest video. Capitala este Comrat, localitate care se află la doar 15 km de aici, un popor care trăiește din asta. Și aici se vede foarte clar cam ce regiune le-au dat găgăuzilor. Oamenii ăștia trăiesc doar din agricultură, din vin și cam atât. Asta e Găgăuzia. Câmp. Astăzi vom explora capitala Găgăuziei. Mașina e parcată aici, venim din Chișinău, am condus aproximativ o oră și sunt sigur că acest clip va fi cel puțin interesant pentru că Moldova are două mici probleme. Transnistria, ce am văzut în vlogul trecut, și Găgăuzia. Însă Găgăuzia nu e stat independent, e regiune autonomă. Deci cumva își fac de cap aici pe teritoriul lor. Nu uitați că pe noi ne ajută foarte mult. Salut! Nu uitați că pe noi ne ajută foarte mult ca voi să vă abonați, nu vă costă absolut nimic, este un simplu click, iar like-urile voastre fac ca aceste clipuri să ajungă cât mai departe. Am crezut că e un șarpe. Cu cât dați mai multe like-uri, cu atât clipurile ajung mai departe și pe noi ne motivează foarte mult să continuăm. Bine ați venit în Găgăuzia, bine ați venit în Comrat! Nu alcool! Bulgăi! Fosta Basarabie în Moldova, regiune găgăuză, pro-ruși, prieten cu turcii, în aproape de a intra în Uniunea Europeană. E perfect! Exact când am ajuns, s-a întunecat teribil. Și vine mare furtună, așa că o să mergem să mâncăm ceva între timp, iar apoi să continuăm filmarea. Puteți vedea că s-au schimbat literele. Vedeți? Alte litere, alt alfabet, deși n-am trecut nicio graniță. Revenim. Trebuie să treacă ploaia, o oră ține. Copilul la plânge și un flex. Bun. Acum că am putut ieși din restaurant, că s-a oprit ploaia, din cei 200.000 de oameni care formează acest popor despre care vă spuneam la început, 150.000 aproximativ trăiesc aici, în regiunea autonomă Găgăuzia, restul sunt împărțiți prin lume. Asta ca starting point. A fost super, super cald astăzi și foarte senin, iar când am ajuns aici în Comrat, s-a înnorat și a început dita mai furtuna. Dar asta ne ajută cumva ca să transmitem sentimentul, vibe-ul, ambiența sovietică din această capitală de regiune. Acum veți vedea un mic avans despre care e cel mai bun prieten al Găgăuziei în momentul de față. Vă sună cunoscut steagul ăla și literele alea? Ia uite ce frumos arată. O să vă povestesc imediat. Dar să începem cu începutul. Să nu mai plouă, asta e. Da. Asta e începutul. Asta e cel mai important. Clădirea asta foarte frumos, școala de artă plastică pentru copii. Vă spuneam că Găgăuzia ca și țară, ca și stat independent a existat doar 5 zile. Asta s-a întâmplat în iarna anului 1906. După aia au aparținut Rusiei țăriste până în 1917, apoi regatului României până în 1940, când s-a întâmplat predarea Basarabiei către ruși, apoi sub Uniunea Sovietică, făcând parte din Moldova, iar în 91 au încercat și ei, precum Transnistria, să devină țară independentă, însă moldovenii le-au recunoscut niște drepturi și le-au dat niște
beneficii între ghilimele și s-au mulțumit cu statul ăsta de regiune autonomă. Dar atunci, în 91, s-a făcut un referendum în care se vota dacă ar trebui să continue făcând parte din Uniunea Sovietică sau din Rusia. Și atenție, aproape toată populația Găgăuzei a votat da. De aceea, alfabetul e încă chirilic și deși are trei limbi oficiale, găgăuză, română și rusă, marea majoritate a oamenilor vorbesc limba rusă și nu găgăuză. Limba găgăuză care e aproape identică cu limba turcă. Știu, e un haos, dar asta e frumusețea Europei. Că găsești locuri precum ăsta. Dragilor, astea sunt ultimele cadre cu noi, bine, mai mult cu mine, din partea asta lumii. Ăsta este ultimul video din România, din Moldova. Mâine începem un nou sezon, plecăm către Canada. Astea fiind spuse, ne luăm la noi camera, ca să puteți vedea și voi ceea ce facem, bani, entuziasm, valizele și așa mai departe, însă ce trebuie să iei neapărat în ziua de astăzi, dacă vrei să te descurci prin lumea asta, este un nivel bun de engleză. În ziua de astăzi nu mai poți călători nicăieri, nu mai poți asculta istoriile oamenilor, nu mai poți asculta poveștile oamenilor dacă nu știi engleză și nici măcar nu poți să ai o carieră de succes dacă nu ai un nivel bun de engleză. Și pentru asta intervine sponsorul acestui clip, Cambly. Cum am spus și data trecută când v-am vorbit despre Cambly, nu pot să afli povești, nu am fi auzit povestea lui Rob, nu am fi înțeles nimic din ce ne-au explicat în India, nu am fi înțeles nimic din Siria dacă nu aveam un nivel bun de engleză. În Cambly găsiți zeci de profesori din țări unde se vorbește limba engleză. Toți sunt nativi, toți sunt verificați. Puteți să vedeți un video de prezentare cu fiecare dintre ei. Iar mulțumită codului și linkului nostru aveți 15 minute de lecții gratuite să testați platforma și mai mult de atât, dacă puneți ce RALU aveți o reducere de 50%. My name is Alana. Însă Cambly nu e numai pentru asta, nu e doar pentru ca tu să ai un nivel mai bun de engleză sau pentru că tu ai un nivel basic și vrei să devii mai bun. Nu, e și pentru oameni care deja au un nivel excelent de engleză, vor să învețe poate un accent, vor să învețe engleză medicală, engleză de business. Este o platformă pe care eu însă mă folosesc pregătindu-mă pentru următoarea călătorie în Canada. Aveți încă o dată 15 minute gratuite cu linkul nostru. Mai mult de atât, puteți avea sesiuni one-to-one sau sesiuni grupale în care să practicați nivelul vostru de engleză. Vă lăsăm linkul în descriere și codul CRALU50 vă aduce 50% reducere. Credeți-mă, e cea mai bună investiție pe care o puteți face în voi, în suvă sau în voi, știți cum zic, link în descriere. Aici avem mașina parcată, aici avem I Love Comrade și aici avem steagul Moldovei, steagul Găgăuzii și celălalt nu știu cui e, sincer. Nu cred că e al Rusiei, care are niște stele pe el, nu știu să vă spun cine a cui e. Și aici o statuie pe care scrie foarte frumos doar în limba rusă și nu înțeleg mai nimic. Da, doar în rusă. Și by the way, ghici cum se numește strada asta. Această stradă se numește strada, evident, tovarășului Lenin. Hai să ne traducă RALU un pic aici, să aflăm și noi ce scrie acolo. Afganistan. Băi, să știți că și pe Google scrie monumentul soldatului afgan, ceva de genul. Dubios. Nu continuăm pentru că nu știu. Asta dar aici mi se părea interesant. Om, și aici spune, nu știu nimic. În fine, continuăm cu povestea. Nu știu să puteți să... Uite, bă! Uite mure, RALU! Exact ca în Uzbekistan. Uite mure! Nu știți cât de... iartă-mă! Cât de plăcut este plimba acum după ploaie din asta de vară, așa, a rupt o oră. Și acum e super, super plăcut. Ce? Mănâncă-le, că spălate acum. Ce? Nu sunt făcute. Te-ai înțeles cu oamenii la restaurant, iubire? Eu da. Deci restaurantul avea două părți, unul unde era un bufet și unul unde comanda. Eu am fost la unul, la altul. Ea vorbea românește cu oamenii, ei înțelegeau. Al meu nu mă înțelegea nici cum sau nu voia. Bine, eu am fost și eram partea ieftină, spunem așa, eram în Pincetava. Și băiatul a stat puțin pe gânduri, când i-a spus, aveți pui? Și a stat puțin pe gânduri și zicea, da, pui avem. Ce vezi, cotlet? La mine acolo nu am reușit să încerc nicio cafea cu lapte. Trebuie să spun Mileko. Știu și eu trei cuvinte în rusă, atât. Ascultați. Ben Prosta benim yeğenimle. O pare ure virgene. Alıdın o zaman başka bir fakara. Dacă vorbiți turcește, ați înțelege tot ce au spus oamenii ăștia. Noi suntem aici perfect, că nu înțelegem niciuna din limbile pe care ei le vorbesc. Deși ar fi trebuit să vorbească limba găgăuză, știți bine că orice minoritate pe timpul Uniunii Sovietice
a fost cumva rusificată, a fost forțată să studieze, să comunice în limba rusă. De aceea limba lor, fiind o populație atât de mică, s-a cam pierdut, dar vedeți că încă se aude pe străzi. Nu cred că vom... Centrul Militar al Unității Teritoriale Autonomie de Gozen. Nu cred că vom rămâne aici să dormim. Pentru că am văzut un singur hotel unde merg toți, care e hotel, restaurant, sală de nunți. Se numește Găgăuzia cum se numește la? Găgăuzia Sofrasi, ceva de genul. Și am vrut să mergem acolo pentru că arătat foarte tradițional, dar după aia am văzut că toți vloggerii, toate televiziunile, toată lumea merge acolo. În locul ăla. Toată lumea merge acolo și nu mai avea sens, mi s-a luat cheful. Nu știu dacă vom rămâne aici în seara asta sau vom continua către România intrând prin Galați, pentru că e o oprire bună asta, e o oprire istorică, e o oprire unde să vezi niște chestii pe care nu le vezi peste tot în drumul către casă. Poate aș vrea să ne oprim undeva să guste ralul puțin vin, că eu nu pot, dar mi-ar plăcea să ne oprim undeva să gustăm vin, pentru că din asta trăiesc oamenii aici în principiu, din vin. Vedem acolo Catedrala Ortodoxă Rusă și încolo ne îndreptăm pentru că trebuie să fie, bineînțeles, o statuie a camaradului Lenin. Tot teritoriul Moldovei e super mega înflorit. Am văzut și în Transnistria și la Chișinău și aici. Totul e super înflorit, totul miroase a flori. Uite ce frumos e catedrala. Belbenială. Da. Dar eu caut o statuie pe care nu o găsesc. Caut o statuie și nu o găsesc. Uite, ei le-au batic, mă. O batic. Și biserica, cum face de foarte multe ori, reprezintă o latură extraordinar de polemică în relația găgăuzilor cu, cum zic, fraților adoptivi moldoveni. Să vă explic imediat, dar hai să intrăm să o vedem de curiozitate. Și așa nu sunt foarte multe chestii turistice de făcut în Comrat. Știu eu câteva locuri pe care vreau să le arăt neapărat, dar întâi va trebui să intrăm aici. Intrarea e mult mai minunată pe aici, dar nu știam, n-am observat. Vii? Sau nu poți să intri așa? Ah, la Luca nu poate să intre în outfit-ul pe care l-are. Aici nu știu ce scrie. Masa aici sau ce sunt? Ce sunt cu toate mesele astea? Și cine ar fi crezut că o să pot spune asta? A doua statuie cu Lenin lângă care mă pozez în Europa în doar două zile. E incredibil că marea majoritate a statuilor cu Lenin din Europa se află pe teritoriul Moldovei. Am văzut în Transnistria, care e mult mai mare. Și acum o avem pe asta de aici, din Comrat, Găgăuzia. Nu știu cât timp va mai rămâne în picioare. Oamenii, e adevărat că sunt proruși acum, dar să știți că în Europa, în toată Europa, mai ales în cea de est, simbolurile de genul ăsta, simbolurile Rusiei, simbolurile Uniunii Sovietice, sunt dărâmate pe zi ce trece. În Slovacia, în Polonia, în toate țările, încep să se scape de aceste chestii. Aici, momentan, nu. Și foarte probabil pentru mult timp nu vor pica, pentru că oamenii de aici se identifică mai mult cu el decât cu vestul. Dar hai să vorbim puțin despre descendența acestor oameni și de ce spuneam că religia îi cumva separă, adică nu, e subiect de discuție în relația lor cu moldovenii și de ce în zi de azi, pentru guvernul Moldovei, Găgăuzia e cea mai mare durere, cea mai mare... E cam încurcă. Ok, v-am spus că descendența lor nu e 100% sigură, sunt multe teorii, dar pentru mine cea mai plauzibilă e că oamenii ăștia sunt descendenți al bulgarilor, care au trăit în Bulgaria pe timpul când Imperiul Otoman domnea acolo. De-aia limba lor se aseamănă foarte mult, se consideră cumva frații turcilor, dar ca și comportament se aseamănă foarte mult cu bulgarii. Asta e una din teorii și care mi se pare mie plauzibilă. Nu vă luați după chestia asta, repet, nici măcar ei, dacă intri pe site-ul oficial al Găgăuziei, nici măcar ei nu știu exact. Sunt și niște triburi din care ar putea fi descendenți. În fine, e o istorie complexă, dar cam asta trebuie să înțelegem, că se simt identificați și cu turcii și cu bulgarii. De asta vorbesc limba pe care o vorbesc. Apoi, în timpul Uniunii Sovietice, Uniunea Sovietică i-a luat și i-a adus aici pe acest tărâm unde, în afară de câmp, nu e mare lucru și le-au promis că nu trebuie să meargă în armată și le-au dat cumva un soi de beneficii fiscale. Așa i-au adus pe tărâmul ăsta unde se află acum actuala regiune autonomă Găgăuzia,
în sudul Moldovei. Până aici toate bune, însă există teoria asta sau există bulina asta neagră a găgăuzilor, mai ales din partea moldovenilor, cum că domne, ăia și-au trădat religia pentru că sunt musulmani și acum sunt creștini. Oamenii de aici, deși sunt foarte similar cu turcii, sunt creștini ortodoxi. Și toată lumea îi judecă pentru asta, pentru că și-au vândut religia pentru interese. Și nu e de-a dreptul adevărat. La începutul vremurilor erau considerați pagani, cred că se numește. Nu aveau neapărat o religie. Când Imperiul Otoman a intrat în zona aia Bulgariei, cum se întâmplă peste tot, cum s-a întâmplat în Albania, în Bosnia și în toate locurile astea, când Imperiul Otoman intră, cumva și-a impus și religia și mulți s-au convertit, cred că e cuvântul, la islam. Și asta s-a întâmplat și cu o mare parte din găgăuzi, că s-au convertit la islam, dar cumva cu forța. Apoi când a venit Uniunea Sovietică, din nou Uniunea Sovietică nu te lăsa să fii musulman și din nou era o conversie din asta. Nici nu prea au avut un respiro în care să aleagă exact în ce direcție vor să o ia, ce e cert e că astăzi sunt creștini. Deci sper că s-a înțeles ceva. E din research-ul pe care am reușit eu să-l fac, repet, informații foarte multe, oricum multe dintre ele sunt innecesare. Asta era ca să aveți așa o imagine de ansamblu cam cine sunt oamenii ăștia și ce înseamnă regiunea respectivă. Hai să ne mai plimbăm prin Comrat atât cât timpul ne permite. Vreau să vă arăt niște locuri foarte interesante, pentru că acum 4 ani a venit aici în vizită domnul Erdogan și de atunci relațiile s-au strâns și au apărut și niște investiții zdravene aici în Comrat. De câțiva ani buni, o să trecem cam mărlanic aici pe mijloc, ne lași? De câțiva ani buni a apărut aici, în Comrat, Biblioteca Culturală Mustafa Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk, tatăl Turciei. Ia uite aici, e exact în centru, în fața căminului cultural, acolo e statuia lui Lenin. Și aici, Biblioteca Mustafa Kemal Atatürk. Deci cât poate să fie de dubioasă locația asta? Fosta Basarabie în Moldova, regiune găgăuză, pro-ruși, prieten cu turcii. În aproape de a intra în Uniunea Europeană. E perfect. E absolut perfect. E o bombă cu ceas și aici. Aici ce scrie. Cursuri de limba turcă în Biblioteca Atatürk sunt organizate sub patronajul Institutului Yunus Emre, care mă gândesc că e de acolo din... Înțeleg de la... Da, nu știu de ce e închis. A, nu e panimai. E închis? Un atac a palăt. Aha. Vă turecți, panimai? Română. Închis, da. Închis? Acolo? Acolo. S-au mutat acolo? Da. Ah, ok. Mulțumesc. Cred că e un eveniment în Casa de Cultură și acum nu sunt aici, că sunt acolo. Asta vreau să-mi zică doamna, nu? Da. Hai să vedem ce la Casa de Cultură. Nu, no, stai că aici. No, cred că e o nuntă la Casa de Cultură. Nu știu ce se întâmplă aici, dar eu am intrat. O prăjitor moca, glumesc. Nu știu, dar omul acum în față pare turc. Hai să mergem. Și bineînțeles că lângă casa de, lângă bibliotecă există și o statuie cu tatăl Turciei, Mustafa Kemal Atatürk. Și că vorbesc de Atatürk, aici în Comrat este o statuie a lui Atatürk, însă în Istanbul este o statuie a unui semi-român sau basarabian, generalul Frunze, despre care v-am vorbit într-un vlog mai de mult, care și el are o stradă aici în Comrat, câteva sute de metri mai încolo, continui pe strada Lenin și ajungi la strada generalului Frunze, care a fost din tată român și a cărui nume îl poartă aeroportul din Bishkek, din Kirghistan. Orașul, capitala Kirghistanului, i-a purtat numele, a fost general al Armatei Roșii și se spune că el ar fi fost urmașul lui Lenin, dar că Stalin l-ar fi omorât. V-am vorbit despre generalul Frunze într-un vlog, vi-l las în descriere. Și el are o stradă aici și are și o statuie în Turcia. Ca să vedeți cum e lumea asta. Ia observați camioanele cu care se lucrează aici, în Găgăuzea, ia uite.
bine ați venit în Havana. Dacă aș lăsa doar cadrul ăla, n-ai zice că e 2023. Mamă, a plouat un sfert de oră și te ia valuri pe stradă, ești nebun la cap. Școala UTA, uite pe asta scrie în română. Biserica asta de aici zici că e de muzeu, așa e. Foarte mică. Ai un net. Nici vrei că e biserică. Mamă. Mamă, cum se auzește că era elicopter. Da, fain. Hai să mergem. Ne îndreptăm către Aleea Gloriei Găgăuze. Vedeți acolo personalități. Stă mintea în loc. Get ready. Apoi o să plecăm din Comrat. Să vedem încă vreo două locuri. Doamne, uite și tu ce șiroaie de apă curg aici, frate. I-a plouat un sfert de oră, ești nebun. Ce pantă, uite și tu. Nu e în pantă, e că nu e făcut de-aia cum trebuie. Să știți că Uniunea Europeană, deși Moldova încă nu face parte din Uniunea Europeană, dar e clar că au intenție, și deși Găgăuzia e oarecum autonomă, Uniunea Europeană a investit 40 de milioane de euro aici. Și sunt articole care spun că Uniunea Europeană investește și Rusia culege roadele. Vorbim și despre asta imediat. Rusu, tovarăș. Pe aici, iubita? Să știți că e foarte ieftin aici în Găgăuzea, sau cel puțin așa ni se pare. Am fost la, cât timp a plouat, am fost la cel mai bine flex. Am fost la cel mai bine cotat restaurant de pe aici, am uitat cum se numește. Ceva Express. Da, o să vă scriu pe aici că sigur mi-aduc aminte. Și eu am plătit pe o pizza și pe o cafea cu lapte. Pronto, pronto cafe. Așa, eu am plătit pe o pizza și pe o cafea cu lapte 6 euro și Raluca a mâncat pui cu nu știu ce acolo și a plătit 3 euro, frate. Și repet, apare și pe Google cu 2 dolari din aia, că e scump, adică foarte, foarte ieftin aici în Găgăuzea, nu știu cum o fi nivelul de trai, e oficial declarat, bine, e urât spus, dar e declarată cea mai săracă regiune din cea mai săracă țară din Europa, dar e cea mai săracăcioasă regiune a Moldovei, ceea ce e mult spus. Da, eu, din câte am văzut, sunt foarte mult tineret. Unde am mâncat a fost foarte plin și cred că am ales bine pentru că și poliția mânca acolo. Da, s-a ales acolo să mănânce. Da, da, avea review-uri foarte bune. Aleea asta era foarte aproape în ochi. Era exact față-față cu... Bifat și în Găgăuzia. Față-față cu catedrala. Hai să vedem câte personalități recunoaștem de aici. Gaidar. Domnul era un poet de aici din Găgăuzea, Dionis Tanasoglu, nici pe el nu știu. Vedeți că au nume turcești, oarecum, ce dă. Nicolae Baboglu, nici pe domnul ăsta nu știu. Noi ori sunt eu incult, ori nu sunt personalități pe care să le cunoaștem noi foarte mult. Sultan Nazarbayev, ăsta e președintele Kazahstanului, pe ăsta îl cunosc. Mihail, e ok și așa numai Mihai, e ok. Mihai Eminescu, pe ăsta îl știu. Pe Nursultan îl știu, președintele din Kazahstan. Heydar Aliyev e fostul președinte din Azerbaijan. A fost. Acum e fiul său. Copilul lui e președinte acum, da. Da, acum fiul. Heydar. Spasiba. Nu știu ce a zis, eu i-am zis mulțumesc. Da, fiul lui, actualul președintele Azerbaijanului, așa se face în democrațiile corecte, el aș de tată în fiu. Maria Marunevici, nu o știu, și Suleiman Demirel, nici atât.
puține am nimerit, puține am știut, puține am recunoscut, oi fi eu mai prost. Asta e riscul meseriei, să ai și cameră când ești prost. Însă, stai să vă povestesc o chestie foarte rapid. În momentul de față, Găgăuzia îi dă probleme de cap Moldovei teribil. Dacă căutați pe internet, o să vedeți pe știri că acum câteva zile deja se tot gândesc. Maia Sandu, actuala președinte, actuala președinte a Moldovei, e clar că e pro-UE. Asta e clar. Ea vrea cu România, vrea cu Vestul, vrea cu Uniunea Europeană. E bine, aici cu toții sunt pro-ruși și acum au votat, ei au vot, fac vot și își aleg conducătorii, guvernatorii, care sunt clar un partid pro-Rusia, pe care i-au votat tocmai ca să facă legături mai strânse cu Moscova. Și Uniunea Europeană, când investește în Moldova, trebuie să investească și în regiunea asta. Și Uniunea Europeană investește în școli, investește în drumuri, investește în a renova clădiri, casa de cultură, etc. Rusia însă investește în ziare, televiziune și partide politice. Așa că găgăuzeanul de rând vede că s-a făcut clădirea aia, s-a reparat. Și el zice, ok, super, dar nu știe cine a reparat-o. Însă când aprinde televizorul vede cât de rău e în vest, toate lucrurile pe care le facem în vest. Și aproape toată regiunea asta, pe oricine întreb, ei sunt pro-ruși, inclusiv cei de la guvern. Asta e o durere de cap enormă pentru pentru Moldova, pentru că, na, dacă vrei să intri în NATO și în Uniunea Europeană, nu poți să ai o regiune întreagă care e anti și care ține cu inamicul, să zic așa. Na, hai să ieșim din Comrat și să vedem ce mai găsim în această interesantă regiune, cel puțin din punct de vedere geopolitic, dacă poate din punct de vedere turistic nu atât de multe, deși sunt niște muzee, niște case culturale, sunt câteva chestii de văzut, dar na, ne vorbind rusă, foarte puțin vom înțelege din ele, așa că nu șau prostul. Că e acolo și a cafeluță, dar că nu lutează cafeaua din nicio regiune. Bă, dar l-am văzut și când am trecut și eu mor, dacă nu asta, ce vinde omul ăsta aici, în butoiul ăla ăsta? Mor de curiozitate. Ce vindeți, domnul de aici? Bere? Ce e? Ce e? Bere. Bere? E bere. Bei tu? Eu nu pot să gust. Nu, no, mor. Cu alcool, da? Eu, niet. Niet alcool? Niet, eu bigole. Pot să beau și să conduc? Da, mor. Ok, dați-mi unul mic. Mic, mare. Mic, mic. Apropuiești. Nu знаю, вы по-молдавски или по-какому говорите? România. România. Eu мало знаю по-молдавски, но понимаю немножко. Да, не понимаю. Только говорить тихонечко, тогда буду понимать все. Мой борбеск, мой медленный, меньше. О, я окей, я бин, я бин. Bere. Nu. Nu? Asta e kvas. Nu alcool. Nu. Ok. Nu, alcoolul nu. Tare frumos. Aaa, e bun. Bun. Cât? 6 lei. 6. Ok. E ok, așa e bine. Mulțumesc. Mulțumesc. La revedere. Deci e bere? E ceva de struguri, frate. E ceva de struguri, dar cu acid. Deci, acum vreau să gust și eu. E foarte bun, nu știu ce-o fi. E de struguri. Nu e mult. Dar e... Nu știu să descriu. E ca un Coca-Cola de struguri. E ca un most, mai degrabă. A zis că n-are alcool. Deci dacă mă oprește poliția, le arăt fișierul ăsta. Dacă dau ăla, când suflu, dacă dau pozitiv la alcool, îi spun, o doamnă din Găgăuzia m-a înșelat. Hai. A trecut o Lada. Hai, noroc! Cred că așa scrie shawarma, limba rusă. Așa scrie, cred. Prima oară, uite, chestia asta e o chestie pe care nu vezi peste tot. Aici avem, deci fiți atenți, avem niște vin ars, avem din ăsta din Tiraspol, vin din Tiraspol și trebuie să luăm și un vin din Găgăuzia, să avem o amintire. Și dacă încă mai ești aici, în acest minut târziu al clipului, nu uitați să dai like, să te abonezi dacă n-ai făcut-o până acum, că pe noi ne ajută foarte, foarte mult. Așa putem continua. Hai să mergem în satul ăla. Beșalma, sau cum se numește? Iubita? Da. Beșalma. Cred, sau Besalma.
Scrie acolo. Madre mía, pero ¿quién no sale, tío? Pe aici miroase a văcuță. Da. Mm-hmm. Ferme multe, probabil. A văcuță. În drum spre sat, intră ăsta cu BMW-ul mine, uite-te un pic la ei. Bă, e proști rău, bă. În drum spre satul acela am văzut asta, Kirșova, nu e Clicova, e altă din asta de vin și merem să luăm o sticlă, să o avem de suvenir. E o altă winery, altă cramă, Kirșova. Ușor de confundat cu cea din Moldova. Adică cea din Moldova, Moldova. Drumul e bun, îmi place. Am ajuns? Când e ținută cu funia ușa, e semn. E deschis, cred. Papa. Vin. Aia super premium, așa, e 170 de lei, doar ce-s cu prețurile astea. Rosé aveți? Rosé. Este? Deci vreau să iau unul roșu. Și unul roșu pentru video și un roze pentru mine. Ok. Asta e roșu, unde masă roșu. Roze. Care e cel mai bun roșu? Cel mai... Uite, выдержи мне 50. Вот эти выдержка. Uite, dați-mi ăla de acolo. A, nu. Merlot. Ia ce n-așa. Ăla, da. Asta. Astea două. Desigur asta. Astea două, stolca asta. Două, 50, 100, scrieți. 110. Uite, sunt super ieftine și prost la capul. Eu puteți să le iei pe toate trei. Păi ce să fac cu ele, Luca, fac trafic de vin, ce vreți? Păi asta o beau eu și aia o bei tu. Nu, eu asta o dau. Nu, rozeul ăla îl bei tu. Două le este? Doi? Mulțumesc. Aveți o pungă. Cum e? Cum se spune? Kirșova sau Kirșova? Kirșova. Am pronunțat-o și eu. Spasiva. La revedere. La revedere. La revedere. Eu spuneam să iei... Probabil că vreau să fac contrabandă de vin, să iau 10 sticle de vin, păi ce fac cu ele? Păi unul pentru mine și pentru tine, pentru că eu nu beau vin normal, eu beau spumant. Unul pentru mine și după aia bei două guri din el și lași prin el să moară acolo vinul, da? Opa, e închis. Suntem la fel de proști amândoi, amândoi am tras de ușă, amândoi am zis că e închis și amândoi am zis, opa! Proști ce sunte. Poate ne opresc ăștia la foamă, că intrăm în România, avem 3 sticle de vin și una de țuică. E regiunea, nu noi. Bă, dar adevărul că e greu de găsit locul ăsta, Kirșova. Deci, pe la urmă, cum se spune bine? Kirșova. Uite ce drăguț e în față, ai văzut? Talent. Știți cum am ajuns aici? Asta nu apare pe niciun Google Maps, pe nimic, dacă cauți Kirșova, n-apare nimic. Păi semnul ăla, la intrare acolo în sat, am văzut scria Kirșova și erau niște struguri și am dedus eu că în țara vinului cred că e vin. Hai în sat acolo, loc, oprește că ai filmat de mi-ai rupt cât, fășul. Cât ai zis că ai dat până la urmă? Proști, 102 lei, frate, aia e, cred că e vreo 7 euro, ești nebun la cap și am luat ce era mai forță de pe raft. 102 lei sunt 25 de lei românești, deci 5 euro. Pe amândouă. Sunt curios cât mă doare capul de... Dacă te doare capul
excelent. A doua zi mă refer. Bine, dacă pe 16 pe sticlă se doară capul, da. Nu, ca să știți. Ai! Ai! Trebuie să învăț rusă. Pune și în tură. Uite ce frumos e. Doar în Besalm aici a ieșit soarele, acolo pe câmpie un pic. Moara! Moara aia, știți unde e? Cred că nu vorbesc românește. Nu știți unde e moara? Ce zici, ne dăm jos? Aia s-au pregătit să ne halească. Aici este din secolul 19 o moară de vânt, din aia foarte faină. Și eu, crescut pe tărâmul lui Don Quixote, aș vrea să o văd, dar nu știu unde se află. Dar află. Bună ziua! Ui, moara! Moara! Nu știu, ce? Mulțumesc! Mergea pe drujba acolo. Să nu vă surprindă, tot pe strada Lenin ne aflăm acum. Acolo e Muzeul de Istorie și Etnografie al Găgăuziei, aici în satul ăsta. Însă moara nu o găsim. Pe hartă apare alta care e la 37 de minute și n-am chef să merg, dar pe, într-un blog am citit că e aici în satul ăsta. Nu găsim moara. Dar da, tot strada Lenin. Ăștia sunt ruși până la mădu, văd. Nu ruși. Nu-s ruși. Sovietici, să spunem așa. Nu trebuie să te iei tot timpul după Google. Deci eu am mers, am zis să traversez tot satul de curiozitate. Și uite moara acolo. Nu se menține foarte bine și e un gard cu lacăt pe care nu pot să-l sar. Uite moara, mă gândesc că se vede frumos de josul satului. Nu pare să fie în cel mai bun stadiu. Nu a fost întreținută. Dar mi-ar fi plăcut să o văd de mai departe. Noroc. Nu tu, n-ai tu. Am văzut și moara de vânt. Mă duc către graniță și o să încercăm să ieșim pe la Giurgiulești, pe acolo, pentru că pare să fie mai puțină lume în vamă. Nu mai vreau să stau la vamă cu Moldova o oră jumate. Mai este una, Oancea, cred că se numește, care e mai aproape de aici. Dar prefer să mai conduc prin Găgăuzia și să nu mă duc pe la vama cea mai apropiată, care probabil va fi și mai plină. Da, ce frumos. Ce fac fetele? Asta e foarte mare. Foarte frumos. A, la revedere. E foarte plăcut de condus acum. Șoselele astea. Eu v-am spus că e o plăcere, da? N-am mințit. Am mai trecut mai dinainte un pod și era plin de apă. Aproape inundat. Ești bine? Jean-Luc a zis să aibă încredere mai mult în Waze decât în cum se zice? Taci, mă. Cum zice la aia? Decât în intuiția mea și m-a adus la vama de la Oancea și, sau cum s-o numi, și se pare că o să stăm aici mult și bine. Astea fiind spuse, asta a fost impresia noastră, scurta noastră vizită în Găgăuzia. Am decis până la urmă să nu dormim acolo pentru că erau foarte puține opțiuni de cazări și erau foarte puține opțiuni de cazări, era una renumită la care merge toată lumea și am zis că nu are niciun sens, oricum era undeva la 70 de euro, ceea ce mi se pare foarte mult pentru această parte a lumii. Așa că ne-am luat un hotel foarte bun cu 40 de euro în Galați,
mai avem o oră și 13 minute, iar mâine ne întoarcem ușor ușor către București. Sperăm că ați învățat ceva, că ați auzit ceva nou din clipul ăsta, dacă erau oameni care, ca și noi, poate crescuți în afara României sau nu știu, care n-au avut un interes special către chestia asta, n-ați auzit de găgăuți și nu știați cine sunt exact oamenii ăștia. Noi unii nu știam foarte multe despre ei. Da, nu uitați că pe noi ne ajută foarte mult dacă voi vă abonați, dacă vreți să ne sprijiniți și mai tare puteți deveni membri ai acestui canal. Lăsați comentarii pentru că foarte probabil, deși există un delay de câteva zile între ceea ce se întâmplă în realitate și aceste vloguri, foarte probabil vă vor răspunde la mesaje tot de aici. Deci, da. Hai. Moldova, grație mille, Moldova, foarte fain a fost. Ne vedem data viitoare când trebuie să mergem pe la toate cramele de vin și să vizităm tot restul Moldovei. Acum a fost doar o vizită așa, cât ai clipi. V-am pupat, la revedere, pa! Maybe a love like ours can lead out its cause.